1. Regreți experiența de la FCSB și 2. Când revii la FCSB? Te întreabă lumea, nu eu. Nu, nu regret experiența de la FCSB, nu regret nicio experiență pe care am avut-o până acum. Tot ceea ce s-a întâmplat m-a făcut mai puternic. Am avut momente frumoase, am avut amintiri frumoase și la FCSB și la celelalte echipe. Am lucrat cu oameni, v-am spus, cu jucători valoroși, cu oameni de calitate și nu regret nimic, pentru că atunci când încerci să-ți faci treaba 100%, încerci să dai maxim, n-ai de ce să regreți. Singurul regret este că n-am reușit să iau campionatul, era foarte important pentru club și pentru mine, ca și antrenor tânăr, la o echipă cu un nume, un brand, era important să câștig campionatul, n-a fost să fie, de aceea în contract am avut lucrul acesta și de aceea am și plecat de la FCSB până la urmă.